You understand? From here. Yeah, yeah, we exact. Yeah. Mm-hmm. Introducerea unei măci e o mare problemă. Nu totdeauna ți-o acceptă, o omoară. Cealaltă care trebuie să o primească nu e de acord. Și atunci, noi avem o șansă imensă aici de introducerea măcii fără stres. Da. How you can see, it's more easy with this concept to have the queen accepted to another family, mm-hmm. because the hormones, smell, they know exactly that it's the same. Aha. Yeah, yeah. Sau la iernat, putem ierna trei familii, da? Și ele se încălzesc, se face ghemul pe toată parțiunea asta și se încălzesc una de la alta, este esențial lucru, ca să avem căldură. So in the winter, you can have three families in the same house. 6, 6 și 6. 6, 6 and 6 frame. Dacă unul e mai puternic, atunci venim în partea asta și zicem 8, 4, 6. Să zicem că este mai micuț ăsta. So, if another family is smaller than this, you can make the space to be, yeah, adjusting like this. Mm-hmm. And you can have here more space, there little and here more. Acum, domnul profesor, aceste regine, de exemplu, sunt trei familii aici, da? Da. ele nu se întâlnesc. Păi nu se întâlnesc, uite ce am făcut. Din cauza... Păi, nu am fost să treacă una de la alta, sunt închise ochiurile. Uite, asta sunt închise. Numai pe acolo, prin Hahnemann, dacă ar trece și iarna e mai matca mea puțin, mai micuță și eu... Nu, risc să treacă. Și atunci, ca să nu treacă, am închis complet și n-am nicio șansă. Totul e obturat. Deci da? Nu există șansă să intre, să ucidă între ele. Da. Și să le spunem prietenilor noștri că acum am rezolvat cea mai importantă problemă, anume diafragmele înainte erau din PFL-ul, acelea se deteriorau, dar acum le avem numai din constructorul a rezolvat această mare problemă. Și acum le avem din plastic. Plastic, din plastic și ele vor rezista cum se spun, cred că se termină stupul în sine și ăsta încă rezistă. Cam câți ani după dumneavoastră rezistă? Peste 10 ani. Peste 10 ani. Da, la modul care merge pastoral, nu staționar. Da. Adică stă în ploaie, stă în... Deci peste 10 ani după cât toate datele. Ele se făcut din material de brad. De brad, înțeleg. Sigur că da, dar constructorul... Eu am în momentul de față din 80, am să vă arăt din 80 biostupul care a fost prima variantă. Mm-hmm. În momentul în care am făcut asta, constructorul, prima mea, să spunem, dovadă a încrederii, trebuia să o fac eu prima dovadă. Și eu am fost cel care am investit. Care și constructorul, din, sunt 8 ani în primăvara asta și am să vă arăt stupul, biostupul de 8 ani. Mm-hmm. Pastoralul este cumva cu 2 sau 3 rame, atât. Mm-hmm. Ca să fie mai ușor. Da, 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 da. Da? Deci, asta trebuie să remarcăm. Spune și asta, te rog, că diafragmele sunt din... So, this frame, before was make it from wood. But because was destroyed these holes very easily with the time, he think that it's more better to make it from plastic, yeah, because it stay forever like this and doesn't need to change or to doing something. Because you see these holes, if it's a wood, the wood it's alive, so become more big, possible the queen to come here or the something happen, so doesn't was very good. In this case, he think to make it from plastic and will stay like this long time. Toamna când facem hrănirile stimulative. Toamna și primăvara, când facem hrănirile stimulative, putem face hrănirea doar printr-un singur hrănitor care se pune aici, de deschidem aceste fante, orificii de trecție albinală alimentare, da. Și dintr-un compartiment și din celălaltul, mm-hmm. și din ăsta din spate. Mm-hmm. Și practic, în asta hrănim pe toate trei.
fără să deranjăm familia, niciuna din ele. Da, ele nu au nicio treabă una cu alta, nu mai măcile, au probleme. Atât, atât. Albine vin la hrană și pleacă și își văd de treabă. Fără probleme, da. Dar matca e o problemă pentru... Tocmai așa. Deci asta am și rezolvat. Biostupul oferă posibilitatea de a ne adapta tuturor problemelor pe care le avem într-un an apicol. Da. Da. Deci și la mulțire, și la iernat, și la producție, toate variantele concrete din timpul activității, în cele 12 luni de lucru cu el, avem șansa să-l folosim la capacitate. Da, fiecare... este mult mai performant și mult mai inteligent conceput, în așa fel încât să lucrezi cu trei familii exact. Odată. Și la mulțire, da? Deci absolut în toate variantele, toate nevoile tale sunt acoperite. So he came this, with this idea to help the people which want to grow this bee, to have more space, to have this trap for the bee, to help with this sickness, and you can doing it. It's like the shampoo, you know, 3-in-1, something like this. So have multifunction way, yeah. Because in the beginning was just this part. Yeah, you see it? No trap. Yeah, exactly. Okay. Așa. După ce l-am văzut biostupul mare, să spun acum, și am înțeles un pic din tehnologia aceasta nouă și de performanța pe care o oferă și mai ales de faptul că rama clăritoare o avem la dispoziție și noi o accesăm fără să mai deranjăm familia de bază, deci după ce am înțeles aceste lucruri, o să încercăm să-l vedem concret la lucru. After you see this empty, how is the function of this empty space? We go now to see one in real life, how it's working. I mean with the queen, with the beans, with this frame here, which is the trap for the male eggs, for the varroa, for the female eggs. And how you see it, it's his idea to doing this for helping in the future people here. So this is the function, right? Yeah. To separate the male and the female. Yeah, for it's very important for the varroa, it's the first idea for him, which is come to make this. Also the trap for the male to go. The female, because the female they are fighting between them. Yeah, yeah. You understand? So the male goes there and the female here. The female stay in the same family, okay. And because have these things here. The female is more big than the normal one. You will see it now in real how is it. So. Deci regina nu trece pe acolo. The queen is not come from this hall. Numai albinuțele. Okay, so you understand the basic way of this, how is function this house. Acum o să încercăm să mergem la un biostup care este în activitate. So, dacă mai sunt întrebări, aș vrea să mă... Numai un moment ca să explic. So every family here have the separate door which come and get in. You understand? So you have here one door, here another one which is for this family, and that one it's the another one. So in the same box you can keep three families. Normally in one one small like this you can just one family. Deci în timpul activității când facem producții, nu avem decât o singură regină, o singură familie, care sigur nu mai avem nici asta aici. Da. Da? Da. Și acum suntem pregătiți pentru producție. Aici colectăm varroa în rama capcană de aici. Când făgurelul acesta ajunge de căpăcit, abia e în construcție acum, vedem. Huh? Look how they are construct this one. Venim, o extragem, tăiem făgurelul. Făgurelul. Și acolo am în capcană toate femeile varroa. Distrugem
distrugem, în a noua, a zecea zi, îl putem lua. O să vă arăt exact cum corect cum se întâmplă. Da, 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 da. Și încă ceva, pentru că doamna nu cunoaște și este la început, da. Trebuie să-i explicăm atunci când se face producția, că noi mai atașăm un component deasupra lui. Deci, o să le punem concret. Magazin, le punem așa, concret. Da, ca să vadă exact în principiu cum funcționează în totalitate și după aceea să mergem la... Așa, o să spunem, uh-huh. spunem și chestia asta. Deci o să spunem concret acum pe familia care este gata, pregătită care de producție. Este... Da, da, da. Deci la un stup dintre acestea câte rame? În 12 aici jos. 12. Când... sau so start the production, I mean from this time, April, May, start the big production, I mean the honey and the nectar come, the beans is very busy. So they have 12 frame like this inside to this box. It's like this, how you see it here, 1, 2, 3, 4, 4, 5, until 12. And up here it's come another box, which is the main magazine. How to say this, like for keeping the honey. So we put here. Yeah, another component. Mm-hmm. And you'll see later how is in this function. Mm-hmm. Deci, domnul profesor, să înțeleg că ca să avem o familie puternică trebuie să avem 12 rame. Da. Totalitate full cu albină. Cu albină. Ca ea să înceapă să vină în partea asta albina și să construiască spațiu pentru masculi. Pentru că trebuie să înțelegem așa. Preocuparea majoră este pentru a roi. Și pentru asta debutul roitului se face cu creșterea masculilor. 800-1000 de masculi se pregătesc. Aha. Deci ea deja se pregătește asta pentru roi. Da. Creșterea masculilor înseamnă primele semne ale roitului. Și bineînțeles mărcile, bocile. Bocile care apar îndată. Care apar îndată și ele sunt și mai periculoase decât masculii care stau aici. Sigur, povestea este că noi temperăm un pic și roitul. Pentru că dacă tot le tăiem masculii, le tot tăiem, în varianta care tot culegem varoa, da. Atunci ele zice, n-am ajuns la masculii. Dacă n-au spațiu deloc de crescut masculii, îi temperăm. Adică dacă ramele sunt perfecte, cum am spus, și numai ramele crescute aici sunt perfecte. Altfel, o ramă care o punem la crescut va fi stricată, ea își pregătește pentru masculii spațiu. Da? Uh-huh. Spune și acest lucru. Da. In this case, when the queen is prepared to make another family, to take out, you know, half of this part of this house and to get out, it start to grow too much males in this frame. So if you cut this, for example, from this frame, for example, you cut this wax. You also kill the male. Uh-huh. So you temperate now the way of make another family, for example. Da, ele nu știu, albinuții nu știu că în alt stup ar fi masculi. Ele cred că totul trebuie să-și pregătească ele și de aceea mai temperăm un pic din tendința de roiere. So now you can see that we slow down a little bit the way of this make it male to make another family. So if you cut this wax from here to get rid of the male, you can slow down the process, you understand? Okay. So you get the other part. Yeah. Not altogether. Right? Exactly. Să încercăm acum să mergem acolo la... Deci toată discuția și a fost la rece. So now you see the concept of this house for like this and for the bee. And you see also how he think to help the people to grow this light frame. For helping to this sickness, or varroa.
Îmi cer scuze, dar engleza mea e așa bună, dar sper să înțeleagă fiecare persoană în parte asta, despre ce este vorba. Asta. Da? Mai întreabă ceva? Nu. E foarte mulțumit. Da, am înțeles. Așa, oprim aici filmarea. Apeși pe buton.